Cheers. No. Реальничный враждебный блок. Байда Пулало. Эра враждебный мод. Noi cu rușii facem concursul la băutură? Păi îți dai seama dacă a reușit să-l îmbete Putin pe Rasputinează după Sarkozy. Sarkozy e nasol că e ungur de Franța. Dar era ungur de România, mamă, le prindea la drojdie. Ăștia din România o știe pe drojdie. Le prindea Putin pe Sarkozy. Nimic, poate Sarkozy le avea pe droge. Zicea, bag droge în gage. Sarkozy m-a întrebat, în garaje? În garaje. Au ținut ăia cu Macintosh-ul. Am făcut unul cu Macintosh. Și că sunt foarte rar că e făcut cu Macintosh. Și i-a murit gen. Era bolnav, era copil de tânără. Vedea și el murie. Ca să cu linghii noștri. Oricum, Ioana se știe, e ofițer sub descoperire. A zis, sunt seculinge. Bă, și tata era seculinge, dar era soldat. Era la ume pula mea. Doi jos, nu știu unde pula mea era. Și știi ce făceau seculingii? Mamă, își freca puștile. Îl dau pe tata în gâtiere. Că mi-e așa îmi place, așa ne dăm noi unul pe altul. Se uita la un actor. Cum dădea muirea de aici mici. Și se ofita. A rămas traumatizat securizul. De-i povestea lui Fisu, deci se și însurase alăcu, deci. Avea nevasta, acum gata, o avea pe mama, care era originală, țărancă română. Cea mai frumoasă din comună, din comuna din Paris. Murea unul din comuna din Paris, unul care ăia îi spunea găină. Cum mama era secretar că nu putea sta cu găină? Seacă nu mai ieșeam eu și scormă. Ieșea niște pui de aici. Dar s-a supărat și a zis, gata, ia
zicea tata aia despre tata și după totul te ia, băi, om însemna. Că tata era roșcovan, băi, e roș. E om rău. Și era cam rău. Mamă, tu știi. Taie vena de ta. Da, săracul, știi de ce era rău? De copil s-a făcut rău. Era venit din Oltenia și vorbea cu accent oltenesc, vorbea ca neamărit. Și ăștia din București, Bulandii, copiii, făceau niște de el, băieți sărac. S-a supărat tata. A zis, bă, vreau și eu să fiu bucureștean, a început să bată la copii. Copiii bătea la el, face, mamă, tu știi ce era acolo la noi? Ne băceam găști pe străzi și se băteau. După aia s-a dus în armată, ghiciu de la recrutat, la securitate, pe tata. Și ce făceau ei, se uitau în pula mea cu lunetele. În loc să-și folosească puștile alea, credeam că au puști mai mișto decât ăștia, decât pifanii originali. Ăștia aveau caleznicoave normale. Nu, ăștia aveau doar cu lunete. Se uitau ca Galileo Galilei la stele. Se uita și a uitat pe Radu Beligan, iar dă muie. Săracul Radu Beligan stătea chiar vis-a-vis de securitate. Avea și un apartament acolo, îl ziceam că era și la însurat. Nu știu, eu cred că nu am cercetat-o, dar... Mai venea cu gândici. Se uita securiștii la ea. Deci asta era toată preocupare la ăștia. Putea să vină și bomba atomică, îi durea în pulă. Ei se uitau la anatomia patologică. Și își păcau pumnii în pulă că ăla dădea muie și ei nu putea să dădea muie. Să că erau tineri și ăștia, ziceam, au pușcat, mamă. Le fierbea hormonii în coaie. Și era după Ligan, acum, e acum vreo 40 de ani, era vreo 40 de ani, că acum are vreo 20 de ani. Deci era cum sunt eu acum, deci mama avea pulă asta, le dădea la gagii la pulă și securiștii. Nici Radu Beligan nu știe, acum știe, dacă i-a zis nebunul pornă, băi, se urcea securiștii la mine cum dădea în muie. Vedeți seama că unii i-a făcut și poze. Dar nu zice, i-a făcut poze la băiat. Deci primul actor de filme porno din România nu e Titu Stip. E Radu Beligan când dădea muie la gazetă. Și măreau securiștii, în loc pula mea să-l aplaude și zică, bă, gata, am mai dat o muie, bă, așa, că trebuie. Ăștia mă rădă ciudele jura, putul în gură pe Radu Beligan, ia uite ce face, e golă. Cum? Dă muie la gazetă. Păcătuiește, putu-te de gură să-i băi un cruci pe pulă. Și băgă aia cruci, că ai văzut cum e la țintele alea de la aparatele alea de... La lunetele alea de... Îți trage trasoaie în pulă. E un fel de cruci, așa știi. Ca să poți să-ți pui ținta mai bine. Și zicea, gata, îi băgăm cruci pe pulă. De ce? Să nu mai dea muie. Ia să vedem dacă îi moare pula. Nu-i murea lor la pulă. Păi, aolo, maica precistă, du-te și omoră-i pula lor ăla. Băgau ăștia ritualuri de alea sataniste. Dracu să-l ia! Nu vrea nici dracu, nici nu mi-e scăpă de el. Deci că de muie la gazici. Și ar belga să te-a cu pula scură, să te-a muie la gazici. Ăștia, aolo, nu vine nici dracu să-l ia. Se închinau. Ăștia sunt primii credincioși. De-aia Ioana care e securistă e credincioasă. De-aia că ăștia se închină. De ce? Când îl vede pe Radu Beligan, cred că și acum la 80 de ani, îl urmărește ăștia cum dă muie la gărici.
Zice, a, dracu, poartă și rău de zi. Oh.